Vă prezint primul metru de autostradă din Moldova. Ca om de afaceri, am parcurs mai mult de 500.000 de kilometri la volan. Ba chiar am făcut și un calcul. Pentru că nu am avut autostrăzi, am pierdut peste un an jumate din viața mea la volan. Sunt Ștefan Mandachi. Nu fac politică, nu sunt activist, nu fac parte din nicio organizație sau mișcare. Așa își începe suceveanul provocarea pe care a lansat-o tuturor românilor prin intermediul unui clip postat pe YouTube. Chemarea lui la solidaritate pentru construcția de magistrale rutiere în România este consecința dezamăgirii și a temerii de a nu îmbătrâni fără să vadă realizată autostrada Unirii. Deziluzia de a parcurge 1000 de kilometri în 16 ore fără să dea de urma lucrătorilor pe traseul promis i-a răpit bucuria inițială provocată la auzul veștii că acest drum se va realiza. În data de 15 martie, pentru 15 minute, începând cu ora 15, eu suspend activitatea celor 40 de restaurante. Pentru autostrăzi, fii solidar. Provoacă măcar 3 persoane să suspende activitatea. E foarte simplu. Eu provoc 3 antreprenori. Ion Țiriac, Gigi Becali, Viorel Cataramă. Cei 100 de centimetri rutieri au costat 4.500 de euro și urmează să fie inaugurați în data de 15 martie la ora 15.